enorm și văz monstruos. Triptic Ion Luca Caragiale. Vagoane de tramvai galbene și albastre, tramcare, trăsuri boierești, căruțe mitocănești și biciclete și lume, lume multă pe jos. De pe atâtea strade și căi, ca de pe atâtea brațe ale unui fluviu uriaș, se varsă ca într-o mare zgomotoasă pe bariera de la capul podului târgului de afară, valuri peste valuri de omenire. Precum este greu să se mai întâlnească două picături de apă, odată ce au apucat să intre fiecare după soarta ei în largul mării, așa ar fi și pentru două persoane să se mai găsească rătăcite odată în învălmășala moșilor, dacă n-ar fi cu minți să-și hotărască mai dinainte locul și momentul de întâlnire. De aceea, foarte cu minte au făcut Madame Georgescu, al lui domn Mitică cea Prazară, la trei ceasuri fix în... și Madame Petrescu, al lui domnul Guță de la minister, în pavilionul central a Berenfie. Și cu tanti Luxița, moașa diplomată, bine, întâi așteaptă pe ceilalți. Deși au dat randevu la trei ceasuri fix în pavilionul central la berărie. Cine vine întâi, așteaptă pe ceilalți. În interiorul unui vagon închis al tramvaiului vechi stau înghesuite pe banchete și în picioare 34 de persoane suferind foarte tare. Între toate acestea, una sufera mai grozav. E cocoana Luxița, fiindcă toate celelalte suferă numai de căldură și de sete, pe câtă vreme dumnea ei suferă pe lângă astea și de foame. Când se oprește vagonul la Sfântul Gheorghe, se face roșii, pe urmă galben, și pe urmă simte o sudoare rece și iar fierbințeală și iar răcește și răsuflă greu, ștergându-se pe subărbia grasă și zice: dacă știam, mai bine luam birze. Teribilă căldură, mor! Vagonul pornește de la Sfântul Gheorghe și intră în calea moșilor. Parcă umblând, tot e mai bine. Tot se mai face nițel curent. Curentul astâmpără puțin căldura, dar foamea nu se poate astâmpăra cu o slabă suflare de vânt. A fost desigur o mare imprudență din partea acestei dame să plece de acasă, așa, trei ceasuri după dejun, fără să guste ceva. Mai cu seamă că din cauza că se grăbea să nu scape ora de randevu la pavilionul central, a dejunat așa de ușor. Trei ore scoarte. Și? O căpățână de miel cu borzi. Și, și? Este stufă. Și, și? Prune și cu carne. Așa, și, și? Și tunică la tavă. Și, și, și? Și, 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 și? Trei chilecuri cu difor. Și? Și o cafeluță. La 10 mese, vagonul se oprește iar. Cocoana Luxița se simte foarte rău. Pe trotuar, lângă ferestrele vagonului, se aude, acoperind tot zgomotul stradei, glasul lui Bragagiu. Moașa se scoală cu o hotărâre supremă. Pardon! În stânga. Pardon! În dreapta. Își face loc până la ușă, împinge cu puterea desperării pe toți de pe platformă și dă să sară. Vagonul se pune în mișcare, moașa se aruncă jos făcând un pas fals și... Bragagiu de două ori salvator. Dacă nu l-apuca în brațe, cine știe ce se întâmpla cu cocoana Luxița? Cum e ea corpolentă și robustă... Într-un colț e puțintică umbră. Acolo îl trage ea pe salvatorul ei și... Bună, Braga! Bună! Bună! Ia mai dă una! Bea una după alta 2 litri de brag. În sfârșit, moașa Luxița s-a simțit reîntremat. Sfârșal așa acel sentiment de pierzare care vine omului când simte un gol de haos la lingurea, au dispărut cu desăvârșire. Dar este târziu.
Două ceasuri și trei sferturi. Vagoane după vagoane trec toate pline cu vârf. Un locșor nu se mai găsește. La fiecare vagon, Cocoana Moașa face semne cu umbreluța, cu batista... Oprește! Oprește! Nu mai e loc! Și vagoanele își urmează drumul cu indiferență. Dar iată că se aude prin toată uruiala un sunet de timbru. Un vagon se oprește. Doi tineri eleganți, de pe treapta platformei de dinainte, se dau jos culturându-și pantalonii și pulpanele redingotelor de contactul cu mitocani. Locuri goale! Cocoana Moașa se aruncă cu toată bravura, apucă bara de fier, suie treapta, împinge, se vâră și ajunge pe platformă. Pardon, doamnă, nu vedeți că nu mai avem loc? Eu văd că este. Da, dar dumneavoastră sunteți corpolentă. E bine că ești deodată, subținem. Pe mine așa m-a făcut Dumnezeu, voluptoasă. Păi, brațele, păi nu. Taxa, vă rog, taxa. Poftim, Doletu. Da, dar asta nu-i de la mine, mă rog. Dar de la ține, mă rog. De la alt vagon. Păi, dar ce, nu e vagonul vostru? Da. Eu am plătit până la barieră, m-am dat puțin jos. E, dacă v-ați dat odată jos, trebuie să plătiți a doua oară. A doua oară? Da. Păi, bravo, bravo, frumoasă țarlatanie. Doamne! Bine, hai să-i dăm un belet. Poftiți, vă rog, taxa. Vagonul sosește la barieră. Cocoana Luxița coboară. Din amândouă colțurile vine profumul de mitisei. E o senzație neplăcută pentru cine e stătul. Dar cu e foame, profumul acesta îi se pare mai bun decât o dagașciu. Ce miros! Cocoana Luxița se pornește cu nările umflate spre unul dintre colțuri, ca o panteră atrasă de mirosul țapului sălbatic. Băiete, doi mititei. Reconfortată, o ia pe jos și intră în pavilionul central, unde așteaptă cu nerăbdare compania. Mitică! Madame Josefu, plăcă-ți mie o târtăduie. Mitică, să-ți cinste? Mă băiete, o halbă! Bine! Dar să nu-i pui bune de general! Târgul e întoiul lui! Lume, lume, e ceva de speriat pe onoarea mea! După ce plătește domnitică, zice Madame Petrescu. Haideți întâi pe la oale, că am promis să-ți cumpăr un fluieraș pentru băiețelul lui Madame Ionescu, stăpân acasă. Hai. Și-au plecat spre oale. Da! Ce? Gogoși prăjite în ulei. Sahanul clocotește. Una. Două. Trei. Haideți, ceasul, lăsă-mi focului de gogoși. Nu simți că miroase rânce? Iar o zi-ți strici stomacul. Ba să mă ieri, nu miroase deloc a rânce. Lăsă lampania. Adorim o ladă. E rece, bravo. Mai adorim. La oale a cumpărat Madame Petrescu fluierașul și-au pornit cu toți la grădină la Iliad. Pe urmă trag tot planeta de la o italiancă cu papagalul. Coana Luxițo, ia, ascultă aici, ia. Ai să faci multe după inima ta cea largă, dar să ai curaj, căci vei trăi până la adânci bătrânețe în mare fericire. Ce să mai faci? Dacă n-am pățit eu cât am fost luna cu... Pe urmă, domnitică a tratat-o pe tanti cu două bărdace de floricele calde. Bravo! Lăutari cu țambal și flajnete și claranete cu tobă mare și trâmbicioare și fluierașe și brâietori și clește clănțărind pe grătare și strigăte și zbierăte și chiote! E o plăcere și un miros de grătar încins. E o bunătate. S-a așezat prin urmare compania noastră la o masă și a comandat cârnați și fleici și două baterii cu sifon mare. Bă, băiete, la flei să le pui timbru, mai înțeleg? Am înțeles, Coana. Să le frezi bine cu teapă. Am prichepot. Și trage-i pe urmă la fălci. Cioarele, țățu, ia mănânci. Ia mănânci, ia mănânci, ia mă mai mâncat. Și s-a făcut roșie ca sfecla
și-a băut un mahmahon pe neresuflat. Dar deodată, ca printr-un farmec, se opresc într-o clipă și lăutarii, și cimpoierii, și claranetele, și toate glasurile, și în acea clipă se aude banca pe care stă Coana Luxița, făcând ca o cadență de fagot. Apoi, iar pornește cu mult brio grandioasa sinfonie, muzici, jucării, crește glasul. Nu-i nimica, sifonul meu a făcut așa. Ce sifon? Vedeți că dai un sifon, ai pus mâna pe el. Ce, parcă dumneata n-ai văzut sifoane să scârție fără să le atingi, dacă răsuflă la mașină. Dar până să explice domnitică, moașa s-a sculat repede și s-a pierdut în învălmășan. Dar unde-i tata? Unde-i cu moașa? S-a dus în grădină să mai tragă o planetă. Al dracului, domnitică! Țin minte că a fost odată un om care toată viața lui nu s-a putut potrivi cu lumea. Un om sucit. Măsia bătut să-l nască tocmai la ziua. L-a lăsat asigur în postul mare. S-a pornit o zloată grozavă. Paștele în anul ăsta ca de iarnă. Se vaită cu pic. Dar unde-i tata său? A alergat cu pișca la moașa satului, tocmai la margine. Ce mai pană, mă, te doar? Dorme, lasă-mă în pace, de-abia mă întorsesem acasă de la rendașul moșiei. Unde fusese mare chef? Ai pană, moașa, încăpa! Ce te trebuie? Hai că naște! Ei, dar întârzi e rău! Ei, Coana moașă! Trebuie vreme până s-o deștept. Să-mi îmbrace femeia. Până să se urce în breacă. A așteptat copilul cât a așteptat. Și până să-și piază răbdarea, mă, și-a pierdut-o el pe-a lui. Și s-a repezit așa, fără socoteală, în lume. Ia auzi clopoței de la brișca lui tată sub la scară. Peste vreo 4 săptămâni a venit vremea să-l boteze. Radu, Răducanu, Cănuță. Cănuță? Fără praznic la călindar? De te repeze, satana? Mă lepăd. Te repeze, satana? Mă lepăd. Te repeze, satana? Mă lepăd. După ce s-a repădat de 3 ori de satana nașesul pentru el, popa satului a luat copilul în mâini și l-a vărât în cristelniță. Odată numele tatălui. Copilul a răbdat. Și al fiului. A doua oară copilul a început să urle. Și al sfântului duh. Copilul a început să urle de apă rece, parcă îl băga în foc. Iar când l-a vărâșat a treia oară, copilul s-a smucit dintre degetele popii ca o vârlugă și a scăpat în fundul cristelniței. Popa a scos mâinile goale din apă. Nu se neacă, părinte, copilul ce-a
Popa și-a sumes iute mânecile și l-a scos cât a putut mai degrab la aer. Mititelul! E vâna ca un ficat de bivol bătrân! Miau, nu mai zice! Vai, clipește numai din ochișorii lui hârbit! Ca un broscoi în pierzare! Ia cu picioare! L-au luat! Învârte-l! L-au învârtit! Frecă-l! L-au frecat! Scutură-l! L-au scuturat până i-a venit iar sufletul la loc. Mă, mulți copii am botezat de când sunt preot, să mă trăiască. Dar așa copil sucit n-am mai văzut. Cănuță a rămas sărman de părinți tocmai când se făcuse copil de învățătură. Bunica s-a desfrătată, l-a luat pe copil la oraș și l-a dat la școală. A învățat Cănuță cât a învățat până a ajuns cu chiu cu vai în clasa a patra. Într-o zi, dascăl, un om foarte serios, a venit supărat. Cum a intrat în clasă, s-a așezat pe catedră încruntat și a strigat catalogul. Cănuță! Prezent! Câți domni a avut țara românească? Mulți, domnule. Câți, domnule? Da, tu mă întrebi pe mine? Sau eu pe tine, prostule? Să-i numărăm, domnule. Dar până acum ce ai făcut, neghiobule? Am învățat la armetică, domnule. Mergi la loc, nătărâule. Aldată să-i numeri. S-a tăscănut la loc și s-a apucat să numere și iar să numere. A doua zi a venit dascărul și mai supărat. Cănuță! Aici. Câte feluri de numere complexe avem? Multe, domnule. Câte, dobitocule? Câte, domnule? Răspunde tu, boule. Să le numărăm, domnule. Acum să le numeri. Până acum ce ai numărat, măgarule? Am numărat domnii, domnule. Mergi la loc, vită. Aldată să le numeri. Și iar s-a dus la loc și s-a apucat să numere câte feluri de numere complexe avem. A treia zi, dascărul intră turbat. Cănuță! Prezent, numerele complexe. Nu te întreb de numerele complexe. Domnii țării românești. Stai întâi să te întreb, loază. Câte râuri are Europa? Mă duc să le număr, domnule. Și a plecat Cănuță. S-a dus la bunică să acasă. Bunică! Bunică, nu mai merg la școală, măcar să mă tai, bunică, nu mai... Vai de mine! Și a alergat bunica la dascăl și dascălul i-a spus... Babă, dă-l la meșteșug. Poate meșteșugul să-i dea de căpătâi, că nu-i de școală. E copil sucit. Una îl întreb și alta răspunde. S-a mâhnit bătrâna. De? De unde știi? Nu e toată lumea făcută să se procopsească în școală. O să-l dau la stăpân. Poate acolo să-i fie norocul lui. Și l-a dat pe Cănuță la un băcan. A slujit băiatul cât a slujit, când mai bine, când mai rău. Într-o seară, băcanul a încărcat un coș mare cu fel de fel de mezeluri, cu vreo 20 de sticle de vin. Cănuță! Da, jupâne! Coșul ăsta, îl vezi? Îl văd, jupâne! Bă, trebuie să-l trimit la un mușcăriu. Afară era polei grozav. Cănuță s-a plecat. De-abia a putut ridica greutatea pe loc limpede în prăvălie. N-o să aluneci cu el, mă? De, jupâne, știu eu. O să-l poți duce? E greu. Dar să dormi și să mănânci, știi, mă? Cănuță a dat să ridice coșul și n-a putut. Jupânul, ca să-l îmbărbăteze, i-a dat un pumn în ceafă. Băi, fâștoc, ia vină cu acele. Da, jupâne. Hai să ridicăm toți greutatea asta, să-i opunem lui Cănuță. Copăcel, copăcel, băiatul a mers până la colțul stradei. Ce bine! Pe aici, pe dinaintea plăvăliilor, a presărat negustorii cenușii. Dar când s-a apuce pe uricioară mai neumblată ca să mai scruteze din drum, tocmai venea o birje cu cai răscăcărați de teama alunecuții. Băiatul s-a ferit repede în lături și...
Și odată bâldâbâc și zdrom. Cănuță într-o parte cât colo și sarcina din spinare într-alta. Băiatul s-a lovit la cot de ea, secat sufletul, dar s-a ridicat de grabă să vadă ce s-a făcut coșul. L-a apucat vârtos de toartă și l-a zmocit cu putere. Ciudat lucru, coșul era acum mai ușor. Când l-a ridicat de la pământ, a început să curgă din fundul coșului ca dintr-o stropitoare ciuruită. Se spărseseră sticlele și acum se scurgea rămășița vinului. Ce să fac? La mușteriu cu cioburi de sticlă nu pot merge. Să fug. La unde să mă duc? Să mă întorc la prăvălie. N-are să mă omoare. De omorât nu l-a omorât jupânul, că jupânul nu era om așa de rău. Dar... unde-i căzut, ticălosule? În colț, la ulicioară. Dar pentru ce ai apucat până ulicioara, furisitule? Nu puteai merge pe podul Mogoșai, pe unde e măturat și cu cenușe pe jos? Ca să nu mai ocolesc, jupâne. Să nu mai ocolesc, da? Ce aici? Să-l râsă umbre, mișerule. Nu! Atrușește, frate! Păi mă face pielea ta câtă pagumă, n-ai făcut-o mie? Nu! Nu mai lăsa! Nu mai da, jupâne, nu mai da! Te trimit chiar cu marfă, la alt mușteriu. Fii atent, acuși coșul e foarte ușor. Să vii de grab. Vii, jupâne. Bagă de seamă să mai spar ceva iar. Peste câteva minute vine în prăvălie o damă și târguiește fel de fel de trebuincioase pentru casă. Ascultă, să-mi dai un băiat. Da, să mi le aducă numai decât cu mine și cu contul să-l plătesc acasă. Da, coniță. Mă fâștoc. Da, jupâne. Care din băieții amici aici? Niciunul, sunt toți duși. Dar Cănuță? N-a venit încă. Iar numele... Pierd răbdarea! Ceasul... Fai, atunci ia o birjă, că mă așteaptă la masa musafirii. Trimite dumneata pe băiat mâine, ori poimâine cu contul. Dar știți că mai este un contișor. Ce contișor? Știe, domnule... Orice-o fi, plătește bărbatul meu când o trece pe aici. E cam de mult, de cu vremea asta și la noi negustorii nu prea merge. Eu zic, coniță, mai bine așteptăm băiatul. Care va să zică nu am atâta credit la dumneata? Mă iertați! Vai de mine! Sărut mânușițele! Mă iertați, sărut mâna! Ori și cât... să lași să plece așa un mușteriu supărat, o tamă, nu face pentru un negustor. Jupâne, ce jupâne, ia că dă-și pe Cănuța de măzăriche. Unde ai stat până acum, nemernicule? Am fost la domnul Popescu. La domnul Popescu, un ceas pentru o palmă de loc? Am dat pe podul Mogoșoaie până ulicioara alunecă. Alunecă, da. No! Și și-ar part o pereche de palme fierbinți peste urechile de Gerard. Desigur, numai din pricina firii lui pe dos, i s-au părut lui Cănuță cele două palme mult mai dureroase decât bătaia de Deunăz. Deunăz, după atâta pisărogeală, se culcase fără să se plângă de șale și dormise ca o buturugă. Acum n-a putut să adoarmă de usturimea urechilor. A plâns înfundat toată noaptea. Se împlinea acum peste o minută a 13-a învârteală a pământului împrejurul soarelui, de când tânărul Cănuță se grăbise a ieși să se bucure de razele acestuia. Cănuță ofta adânc, ca și cum ar fi răsuflat întâia oară, își șterse repede ochii ca și cum ar fi văzut întâia oară lumina. Mijea de ziua când, rupt de oboseala trupului și mai ales de a sufletului, înghețat de atâta umblet prin frig, bătea în geam la cocioabă bunică și
în fundul unei mahalare de la marginea orașului. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce... Da, cine e? Eu, bunico! Hei, dar ce cauți tu până în ziua? Am fugit de la jupânul. De ce? Pentru că nu mai vreau să stau. Nu-ți dă de mâncare? Ba da. Muncești prea mult? Mult, dar nu mult. Te bate. Cănuț, așa bate stăpânul. Să înveți băieții minte. Un copil trebuie să aibă răbdare dacă e la stăpân. Că dacă n-ai vrut să înveți carte și nici la stăpân nu vrei să stai, atunci ce o să faci? Cănuță, maică, ce vrei tu să ajungi? Vagabond? Ori bungaș? O să te prăpădești pe drumuri? Că de? Ești băiat mare acum, nu? De 13 ani. Acum mi-a dus ei aminte, ca din auri. Acum ai împlinit copile, acum 13 ani. Of, ești și tu destul de mâhnit și de bătut de ziua ta. Când alți copii, cine știe ce bunătăți și ce mângâiere au la ziua lor? Ce să te mai mustru și eu? Și tot de tână sără el cum plângea ca un prost, a început și baba să plângă ca o proastă. Când răsărea soarele pe un ger limpede ca sticla, Cănuță dormea la căldură în patul bunică-si. Ia uite, doarme pe brânci, tot fire sucită. Păi omul când doarme fără grijă, doarme pe ureche, nu pe brânci. Tot așa și iar așa, pentru nimicuri a schimbat Cănuță mulți stăpâni. Istoria lui se poate asemăna cu istoria unui pahar, care rabdă să-l umple cu litra și pentru o picătură se supără și dă pe afară. Și lumea vede măcar ce se petrece cu paharul, dar ar putea lumea înțelege ce se petrece în sufletul lui Cănuță? Sufletul stă ascuns și pe semne era prea mic, prea strâmt, dădea repede pe din afară. Și uite așa, timpul a trecut. Multe și de toate am încercat eu în viața mea ca să mi-o pot cârpi de azi pe mâine. Am făcut, fiindcă și eu sunt român, am făcut și politică. Am părăsit totdeauna opoziția în ajunul venirii ei la putere și m-am alipit totdeauna de guvern cu câteva zile înainte de trecerea acestuia în opoziție. Și pe urmă iar așa și tot așa. Și pe urmă iar așa și tot așa, ducând viață destul de grea, i-a venit și lui ceasul și s-a însurat ca toată lumea. M-a înșelat la început soacră. Nu mi-a dat zestrea făgăduită. El a zis și n-a prea zis ceva. M-a înșelat nevasta întâia oară. El a zis prea puține. M-a înșelat nevasta a doua. N-a zis nimic. Dar odată, la blagoveștenii, a făcut ce a făcut și din toată sărăcia a cumpărat un crab mare și borțos, ceva rar, 4 kg și plin de icre. Uite nevastă! Să-l faci un plut la cuptor cu stafide și coconari. Femeile dintr-una într-alta, mai cu treaba, mai cu vorba, au uitat să scoată peștele la vreme. Când l-au dat la masă... Sfarog? 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 Eh, dar acum știu că mi-am ieșit din pepene. Fără nicio vorbă și-a lăsat nevasta și-a pornit divorț a doua zi, cu probe de altă dată. Femeia era însărcinată. Cănuță, ce mă fac eu fără tine? Lasă-mă, femeie, gata. Nu mai vreau să te ascult. Cănuță, e nevastă ta. A lăpădat de necaz și de mâhnire, a lăpădat. Cănuță, maică, fie-ți milă, iart-o. Se prăpădește fata, moare, ce Dumnezeu. Cănuță, maică, pentru un crap. Crap, necrap, nu se poate, cucoan. Am pornit hârtie, s-a isprăvit. În sfârșit, a scăpat femeia după o îndelungată suferință.
Dar într-o dimineață, când plecase după daraveri, Cănuță se întâlnește cu nevastă sa, slabă, legată sub fălci. Se plimba în piața teatrului de acolo până acolo ca o disperată. Femeie! Cănuță! Ce-i cu tine? Ce alegi de acolo până acolo ca o disperată? Mă doare îngrozitor o măsea. Ai fost la dentist? Am fost la dânsul dormea. L-aștept să se deștepte. Dar nu puteam să stau locul, am ieșit să mă plimb. Stând în salonul de așteptare, mi-era frică să nu nebunesc de durere. Pe când vorbeau ei amândoi, cam intern erau supărați. Iată că vine în fuga mare feciorul de la dentist și îi spune să poftească. Ai și tu cu mine, că nu ți-mi e frică. Omul merge după ea. Albă ca hârtia, femeia se așează pe scaunul de operație, legănându-și capul strâmbat și aiurit de suferință. El, Cănuță, se face că fluieră ca pentru el singur, ținând mâinile la spate și uitându-se la o cadră din perete. Dar n-are răbdare, vrea să se întoarcă. Atunci, gata! Bine ai făcut că ai venit. Aveai un abces care se putea sui la uși și pe urmă... Ei, domnule doctor... Clătește-te! Câte supărări am eu, mă mir că nu mi-a copt până acum și inima. Cănuță nu mai fluiera. A plătit vizita doctorului, a plecat cu nevastă sa. A tratat-o cu cafea cu lapte la Fialkovski. N-am pus nimic în gură de 3 zile. Pe urmă s-au suit amândoi într-o birjă. Au mers acasă. S-au împăcat. Și-au trăit încă destulă vreme împreună. Ar mai fi trăit încă bine dacă nu i se întâmpla lui Cănuță să moară. De ce a murit? E, într-o zi, dintr-un nimic... Iarăși dintr-un moft. Ceruse împrumut o mică sumă unui prieten. Care-i fusese îndatorat pe vremuri. Cu mult mai mult. Și acesta îl refuzase. Vai! S-a năcăjit așa rozdar din ceartă, încât i-a venit un fel de necăciune așa rău. Rău, până seara am murit. L-au îngropat a doua zi ca pe toți morții. Unde te-ai dus, Cănuță? Cănuța nostru, unde ai plecat? La 7 ani i-a făcut după obicei parastas ca să-i scoată oastele și să-i le spele. Dar când au dat gropare de coșciugul lui, ce să vezi? În loc să stea de-a lungul și cu fața în sus, hârca sta în sus cu ceafa și țurlaile erau pornite către grătarul coastelor. Ăsta n-a fost mort bine când l-au îngropat. Aș, părinte, m-aș fi mirat Dumnezeu să-l ierte, să-l găsesc la loc. Sfinția ta nu l-ai cunoscut pe răposatul Cănuță? Hă? Cănuță? Cănuță, om sucit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, voi să vă vorbesc despre Republica de la Ploiești. Un stat care, deși a durat numai 15 ore, a marcat, desigur, o pagină celebră în istoria contemporană. Născută din popor, prin popor și pentru popor, pe la 2 ceasuri în dimineața zilei de 8 august 1870, tânăra republică a fost sugrumată în aceeași zi, pe la ceasurile 4 după amiază. Cadrul meu e prea strâmt pentru a putea cuprinde întrânsul istoria generală a veselei Republici Podgorene.
Voiesc numai să contribui și eu la consemnarea materialului necesar unui viitor istoric și sunt autorizat a o face. Când poporul a călcat poliția, m-am repezit la un subcomisar și l-am dezarmat luându-i sabia din cui. M-am încins cu ea peste mijloc și am avut noroc ca tocmai atunci să treacă pe lângă mine prezidentul Republicii. Aveam 17 ani și înfățișarea mea hotărâtă atrase privirile prezidentului. Mă numi subcomisar în locul zbirului pe care îl dezarmasem. Da! Astăzi pot să spun cu mândrie, am fost unul dintre cei mai aprici susținători ai ordinii în Republica Ploieștilor. Ceasuri glorioase! N-am să vă uit! Șeful meu, polițaiul, era bravul și simpaticul Stan Popescu, unul dintre cei 1000 ai lui Giuseppe Garibaldi, volintir în Italia, volintir într-o revoluție polonă, vrăjmaș jurat al tiraniei și frate pasionat al poporului. Cu un astfel de șef, mergi bucuros în foc pentru o idee mare. De cu seară, de ajun, 7 august, mai mulți conspiratori, între care și Stan Popescu, așteptând vești, de unde istoria nu poate încă să ne spună, jucaseră în salonul de la Hotel Moldova la kilometru. Ce însemnează la kilometru? Este un joc inocent, mai puțin complicat. Iată, jucătorii, indiferent de numărul lor, se așează la o măsuță în colțul unui salon. Încep să bea. Când unul dintre jucători și-a isprăvit porția, așează sticluța goală pe jos, lângă zid, de-a lungul salonului. A doua sticluță isprăvită o așează cu fundul în gâtul celei dintâia. Și așa mai departe, până când se ajunge cu șirul la zidul dimpotrivă, la kilometru. Primul care a ajuns la kilometru a câștigat partida. În seara aceea, domnilor, Stan Popescu câștigase cu mare avans partida întâi. Pe la ceasurile 1, trecute după miezul nopții, când trebuia să se înceapă o a doua partidă, se aud 3 lovituri rare în geam. Ceasul acțiunii sosise. Toți pornesc tăcuți și hotărâți în grămadă. La 2:30, telegraful e în mâna republicanilor. Toate firele sunt rupte și mai ales casa confiscată. La 3, batalionul de linie din cazarma Sfântul Nicolae face act de supunere în mâna prezidentului. La 4, porțile închisorii de pe drumul Rudului se deschid pentru câțiva republicani închiși în prevenție. La 5:30, poliția republicană e organizată. Poporul, ca gardă civică, era înarmată cu săbii confiscate de la pompieri și impistați, cu puși de vânat, cu pistoale și RTV. La 6, în Piața Unirii, gemând de popor, pe locul unde se ridică astăzi mândră statua libertății, cetățenilor ploieșteni, națiune recunoscătoare, urcat pe un scaun de tocat cârnați, prezidentul citește actul solemn de întemeiere a Republicii. La 7 se desfundă boloboace în toate răspântiile. La 8 poporul cu polițaiul și un taraf de lăutari mergem în grădina Lipănescului. Aici, întinși pe iarbă, se încinge un zaiafet nemaipomenit în analele celor mai bătrâne republici. Grătarele sfârâie ca niște altare antice, boloboacele golite se rostogolesc la vale, hodorogind departe. Ce veselie, ce avânt, ce entuziasm! Ah, sunt sublime momentele când un popor martir sfarmă cătușele tiraniei și aruncându-le departe, închină, des, dar sincer, pentru sfânta libertate. Mi-aduse aminte că am părinți care mă așteptau și mă dusei de grab acasă cu sabia mea încins peste jiletcă. Răposata mama era foarte bună, dar era o femeie de modă veche, un spirit reacționar. Era departe de a înțelege importanța politică a formelor democratice.
aflase tot ce se petrecea în oraș și tremura de grija mea văzând că nu vin la dejun. Mi-a făcut o scenă... Mă, te-ai înhăitat cu toți derbedeii, golanule! Ce? Auzi la ei, Republica Ploieșteană! Tu vrei să mă faci de râs în toată mahalaua? Mamă, taci din gura! Uite-te în ce hal ești! Și stai că tu zace în pat bolnav, vrei să-i grăbești sfârșitul? Măcar de el să-ți fii fost milă! Mama, taci! Taci, gura! De azi nu mai pui piciorul afară. Ce? O să te încuiști în casă. Neisprovitule! Mi-a aruncat sabia unde, nu știu, mi-a închis pălăria și ghetele într-un scrin și m-a ținut astfel captiv în casă o săptămână de zile până a trecut primejdia. În timp ce eu stam acasă și plângeam soarta sabiei mele, ce se întâmpla în Republică? Ce se întâmpla în inima Republicei? Era ceasurile 3:30 după amiaza. În vagoanele de materiale ale liniei ferate București-Ploiești, pe atunci în construcție, sosea în Republică un grozav oaspete. Cine credeți că era? Cine credeți că era? Era reacțiunea! Nici n-au pus bine piciorul pe pământul sacru că au început vânătoarea după republicani. În 3 ceasuri au vânat peste 600 de copii ai poporului. Închisoarea și alte 4 hanuri transformate în închisori gemeau de republicani. Cu minte, mamă, Dumnezeu să o odihnească. N-avea prea multă învățătură, dar ce prevedere politică! Dacă mă prindea reacțiunea cu sabia la mreu. Reacțiunea stabili cu brutalitate statu quo ante. Pe prezident l-au prins preseară târziu la 5 poște de granița de răsărit a statului său. Când i-au strigat reacționarii din goana cailor, el, care era pe jos, a avut curajul să stea. Apoi când l-au întrebat, ce faci aici? El a răspuns calm, eu mă plimbam. Și pentru că este indiferent cum te plimbi, dacă te plimbi așa, ori așa, l-au pus mizerabilii să se plimbe înapoi, mereu înapoi, niciodată înainte. Iată deviza reacțiunii. Ce făcuse polițaiul? Ce făcuse Stan Popescu? Se dusese să-și ia în primire jilțul său de mușama din cancelaria poliției. Nu dormise de 2 zile. Păi normal. Alergătura cu poporul, întâlnirea din grădina Lipănescului, entuziasmul. Se simțea sfârșit. Și răcoarea din cancelarie era așa de plăcută că își încrucișă mâinile pe birou, își fixă capul între ele și, gândind cu drag la viitorul tinerei republici, a dormi buștean. Pe el îl căutau 2 oară după prezident. Când a intrat maiorul Gorjan, izbind cu putere ușa de perete, îl văzu pe polițai cum horcăia pe birou. Atât i-a trebuit reacțiunii. Când a auzit de bobor, l-a înșfăcat pe polițai și va învârteși cu el drept la hanul călugărului. Așa, domnilor, s-a sfârșit cu Republica noastră. Așa reacțiunea a sfârșit cea mai eroică pagină a liberalismului român.
Ați ascultat Simt enorm și văz monstruos. Triptic Ion Luca Caragiale. La Moș, Cănuță om sucit și Boborul. Dramatizare de Rodica Mandache. Au interpretat Radu Beligan, Marius Rizea, Rodica Mandache, Virginia Mirea, Rodica Negrea, Julieta Strâmbeanu, Monica Ghiuță, Coca Blos, Oana Ștefănescu, Florin Anton, Radu Panamarenco, Dumitru Chiesa, Sorin Gheorghiu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete. Și studenții Alina Apetroaie, Claudia Susanu, Gheorghe Remeș, Emanuel Pârvu, Eugen Chegeș. Redactor Domnica Țundrea. Asistența tehnică Florin Bădic și Marilena Barabaș. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea și Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu și inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Cristian Munteanu.